Bună dimineața tuturor celor care ne urmăresc la această oră pe platforma Privesc Eu, pe pagina oficială a PNUD Moldova sau pe pagina Centrului Național Anticorupție. Eu mă numesc Natalia Vorubin, sunt consultantă comunicare la PNUD Moldova și voi modera evenimentul de astăzi. Motivul pentru care suntem astăzi aici este lansarea unui studiu amplu și foarte interesant care analizează felul în care întreprinderile de stat și cele municipale implementează planurile de integritate sau registrele riscurilor de corupție. Studiul a fost elaborat de către un grup de experți din cadrul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale și pentru început aș vrea să-i ofer cuvântul doamnei Lidia Chirioglo, reprezentantă a Centrului Național Anticorupție. Bună ziua! Vă salut și vă mulțumesc că ați dat curs invitației de a participa la prezentarea publică a evaluării planurilor de integritate, registrelor riscurilor de către întreprinderile de stat și municipale. În special, vreau să înaintez mulțumiri proiectului Lupta cu corupția prin consolidarea integrității durabile în Republica Moldova, implementat de PNUD Moldova, cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei, cu susținerea căruia a fost posibilă organizarea evenimentului de astăzi. Acum 3 ani, Centrul Național Anticorupție a demarat procedura de evaluare a riscurilor de corupție în legislația și activitatea întreprinderilor cu cotă integrală sau majoritară de stat sau municipală pentru a determina nivelul de asigurare a integrității în aceste instituții. Am realizat acest proces, constatând că întreprinderile menționate reprezintă un sector cu risc sporit de corupție din cauza mai multor factori, cum ar fi cadrul normativ defectuos, lipsa procedurilor anticorupție, deciziile neconforme ale fondatorilor, etc. După ce au fost identificate o serie de riscuri de fraudă și corupție, Centrul Național Anticorupție a elaborat și a propus întreprinderilor un plan model de integritate. Astăzi urmează să audiem un raport complex care va conține o descriere a situației de fapt și va formula mai multe recomandări pentru conducătorii întreprinderilor de stat și municipale în vederea înlăturării neajunsurilor constatate și realizării acțiunilor necesare pentru consolidarea integrității instituționale. Astfel, eu vreau să vă încurajez, anume implicarea dumneavoastră în discuții, inclusiv într-o elucidare a tuturor neclarităților care vor apărea pe parcursul acestei prezentări de astăzi. Vă doresc succes și vă mulțumesc mult! Doamna Chirioglo, vă mulțumim tare mult! Eu vreau să mai menționez că această inițiativă, acest studiu a fost elaborat în cadrul proiectului Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova, proiect implementat de PNUD Moldova și Centrul Național Anticorupție cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei. Și, după cum ați menționat și dumneavoastră, în cadrul evenimentului de astăzi vom afla multe aspecte interesante pe care le-au constatat experții IDES Viitorul și, totodată, ei vor veni în continuare cu recomandări la adresa întreprinderilor de stat și municipale, astfel ca acestea să-și poată racorda politicile interne în conformitate cu practicile anticorupție în vigoare. Aș vrea să mai menționez că la finalul acestei discuții vom avea o sesiune de întrebări-răspunsuri, respectiv cei care ne urmăresc online vor putea adresa întrebări în scris prin intermediul chat-ului. Iar în continuare aș vrea să-i ofer cuvântul colegii mele, Olga Krivoliubic, manager de proiect la PNUD Moldova. Olga, te rugăm! Bună ziua, onorată asistență, sunt onorată să vă salut din partea Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova. Implementarea unor mecanisme interne de consolidare a integrității în cadrul companiilor fondate de autoritățile publice este vitală pentru o economie națională prosperă. Și noi la PNUD Moldova credem că prevenirea corupției poate fi mai eficientă și mult mai puțin costisitoare decât combaterea consecințelor acestui fenomen grav. Pe parcursul ultimilor ani, PNUD Moldova s-a implicat activ în oferirea suportului pentru prevenirea corupției și promovarea standardelor de integritate în cadrul întreprinderilor cu capital de stat.
Astfel, în anul 2016, cu suportul PNUD, a fost realizat raportul de evaluare a conformității Sistemului Național Anticorupție al Republicii Moldova la principalele standarde internaționale în domeniul combaterii corupției și integrității în sectorul privat, care a analizat inclusiv sectorul întreprinderilor cu capital de stat. În anul 2017, cu suportul PNUD, a fost realizată cercetarea de integritate în rândul angajaților întreprinderilor de stat și municipale, și a fost efectuată o chestionare a 1500 de respondenți angajați ai întreprinderilor de stat și municipale, și această cercetare a servit pentru procesul de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul întreprinderilor cu capital de stat realizat de CNA. Ca să asigurăm un proces consistent și informat de prevenire a corupției în întreprinderile cu capital de stat și municipale, am inițiat și am susținut și raportul care urmează a fi prezentat astăzi. Și sperăm că constatările și recomandările experților vor fi tratate cu maximă seriozitate de către întreprinderile evaluate, dar și de către autoritățile responsabile de gestionarea patrimoniului public, astfel ca să promovăm standardele de integritate în acest sector. Eu vă mulțumesc și vă îndemn să vă implicați activ pe parcursul acestei prezentări și eventual să veniți cu unele întrebări sau comentarii față de expert. Mulțumesc! Olga, îți mulțumim! În continuare aș vrea să îi ofer cuvântul expertului Viorel Părvan de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale de Viitorul, care ne va prezenta studiul propriu-zis. Bun găsit tuturor! Voi încerca să încarc și prezentarea mea. Așa, sper că se vede. Aș vrea la început să menționez câteva aspecte metodologice. Cum am lucrat noi la IDIS Viitor, împreună cu colega Tiana Inache, la evaluarea implementării acestor documente de integritate în întreprinderi. De fapt, procesul l-am putea împărți în trei etape. Prima etapă am analizat baza de date, acel registru de întreprinderi existente la moment, care este oficial publicat pe pagina Agenției Proprietății Publice, și am identificat toate întreprinderile de stat și municipale care sunt acolo, fiind excluse cele întreprinderi care sunt în proces de lichidare, insolvabilitate sau în proces de reorganizare, au devenit instituții publice, și un șir de întreprinderi care deja au fost evaluate de către CNA. Respectiv, acestor întreprinderi le-au fost adresate solicitări de informații, să vedem dacă au în întreprinderi elaborate planuri de integritate, registru riscuri sau coduri de conduită. Au fost 175 de întreprinderi în total. Din acestea, 175, în baza informațiilor obținute, au fost selectate 31 de întreprinderi, 10 din municipiul Chișinău și 21 întreprinderi de stat. La selectarea acestor întreprinderi s-a pus accent și pe niște criterii suplimentare, precum dacă capital social mai mare de 3 milioane de lei pentru întreprinderi de stat, pentru întreprinderi municipale 500 de mii de lei, importanța lor strategică pentru anumite sectoare importante pentru societate. Și după această etapă a treia, deja nemijlocit evaluarea acestor documente de integritate în cadrul acestor 31 de întreprinderi de stat și municipale selectate. La fel, dacă aș vorbi despre instrumentele de monitorizare utilizate, am început și cu analiza cadrului legal, au fost acele solicitări de informații către cele 175 de întreprinderi, au fost interviuri cu autoritățile fondatoare și aici sunt Agenția Proprietății Publice, este APL Chișinău, Consiliul Municipal Primăria și Agenția Relații Funciare și Cadastru, care tot au avut câteva întreprinderi.
Au fost chestionați manageri întreprinderilor, 21 de manageri, vreau să menționez că 10 nu au dat curs solicitării noastre, și au fost chestionați 85 de angajați ai acestor întreprinderi, două focus grupuri cu angajații întreprinderilor, dar și analiza paginilor web și a tuturor informațiilor disponibile privind implementarea măsurilor de integritate, activitate economică, rapoarte și așa mai departe. Rezultatele arată că 22 de întreprinderi din cele 31 selectate dispun de cel puțin un document, fie plan de integritate, fie registru a riscurilor. Mai exact, dacă vorbim de întreprinderi municipale, vedem că registrul riscurilor, 50 de întreprinderi, 5 dețin registrul riscurilor, 5 nu dețin, planuri de integritate, doar întreprinderi, din ce am monitorizat, dispune de plan de integritate și 9 nu dispun de astfel de document. În ce privește întreprinderile de stat, aici situația este mai bună referitor la planuri de integritate, 76% dețin astfel de document, iar situația este mai rea în comparație cu întreprinderi municipale, referitor la registrul riscurilor, vedem că doar o treime din ele dispun de astfel de registre a riscurilor. Angajamentele privind integritatea și anticorupția. Am încercat să vedem dacă în acele planuri de integritate, registrul a riscurilor, întreprinderile și-au trasat ca prioritate includerea unor acțiuni precum denunțarea sau elaborarea procedurilor de denunțare a legalităților și influențelor necorespunzătoare. Și am constatat că 48% din ele au prevăzut în plan, în registru, aprobarea unui astfel de document, 39% nu au prevăzut, 13% parțial au prevăzut unele elemente tangente cu aceste proceduri. Dacă vorbim nemijlocit dacă aceste proceduri s-au aplicat în practică sau această acțiune a fost realizată în practică, atunci vedem că doar 13% din întreprinderile evaluate sau doar 4 întreprinderi de stat au implementat astfel de proceduri. 39% din întreprinderi au prevăzut unele prevederi sumare în codul de conduită. Însă vreau să menționez că în codul de conduită acestea nu sunt proceduri în sensul strict al cuvântului, sunt doar niște mențiuni generale care nu pot fi catalogate ca niște reglementări detaliate a cum este denunțat o ilegalitate sau o influență necorespunzătoare. La fel, în evaluarea noastră am constatat că un șir de întreprinderi și-au elaborat sau au instituit anumite reglementări sau instrumente de denunțare a ilegalităților. Vedem 29% au registru a dezvăluirilor practicilor ilegale și al avertizărilor de integritate, 7 întreprinderi de stat și 2 municipale din Chișinău. 26% au desemnat persoane responsabile de recepționare, înregistrare, examinare acestor dezvăluiri și am constatat și care ar fi modalitățile de denunțare în întreprinderi. 10% au formulare de dezvăluiri, 16% au instrumente online, 16% au instituit telefon specializat sau 13% recepționează denunțurile prin e-mail. La fel am constatat sau am analizat dacă întreprinderile și-au pus ca scop să-și instituie în cadrul lor, în cadrul entității, o funcție de consilier sau o subdiviziune care e responsabilă de integritate. Dacă vorbim de planurile de integritate, registrul riscurilor, 48% și-au trasat astfel de scop. În practică au realizat doar 13%, am identificat doar în cadrul a 4 întreprinderi de stat existența funcției de consilier sau consiliu de integritate. La întrebările noastre în chestionarele adresate angajaților, unde ați adresa un denunț de ilegalitate, doar 4% au menționat că se vor adresa nemijlocit acelui consiliu sau persoană responsabilă de integritate în cadrul întreprinderii. Aici vedeți mai detaliat răspunsurile la chestionare. Prima opțiune
în cazul unui denunț de legalitate este CNA, 68%, urmează Procuratura Anticorupție. La fel, aproape o treime din respondenți, mai mult de o pătrime sau aproape o treime, menționează că se vor adresa fondatorului nemijlocit și altor instituții și doar 4% la acel Consiliu de Integritate în cadrul întreprinderii. Referitor la mecanismele de protecție a denunțătorilor, avertizorilor, la fel, doar 39% au menționat în planurile lor, în registrul riscurilor, o astfel de acțiune, ca elaborarea acestor mecanisme de protecție. Însă, în practică, doar 10% sau 3 întreprinderi de stat dispun, de fapt, de reglementări ce privește aceste mecanisme de protecție a denunțătorilor sau avertizorilor de integritate. La întrebarea noastră, managerii chestionați al întreprinderilor au menționat că în perioada 2018-2020 nu au existat niciun denunț de ilegalitate în cadrul întreprinderii sau avertizări de integritate transmise la CNA. Însă, din rapoartele anuale ale Centrului Național Anticorupție, vedem că, spre exemplu, în anul 2019, întreprinderile de stat sunt în topul entităților cu cele mai multe cazuri de corupție constatate, fiind cercetați penal 18 directori adjuncți. Pentru a funcționa eficient aceste mecanisme de protecție, pentru a funcționa eficient acele reglementări existente de denunțare a ilegalităților, este necesar ca persoanele să, din cadrul întreprinderilor angajații, să se simtă protejați, să știe că în cazul denunțurilor nu vor suveni anumite consecințe. La întrebarea noastră dacă au încredere că vor fi protejați în cazul denunțării faptului de corupție, aproape 2/3 din ei, 58%, au menționat că nu se simt protejați. Respectiv, aici ar trebui să fie depuse mai multe eforturi din partea conducerii acestor entități. În ce privește etica și deontologia profesională? Analiza noastră relevă că 22 de întreprinderi, 17 de stat și 5 întreprinderi municipale au elaborat coduri de conduită, un procent destul de mare. În aceste coduri de conduită, marea majoritate a celor coduri existente și analizate de noi conțin norme ce se referă și la regimul cadourilor, și la conflictele de interese, și la sancțiuni disciplinare în cazul încălcării normelor etice. Însă niciun cod de conduită nu am identificat anumite angajamente anticorupție, inclusiv raportul cu partenerii de afaceri. Acesta fiind un punct indicat expres în acel plan model de integritate elaborat de CNA și care ar trebui să fie un suport pentru întreprinderile publice. Dacă ne vorbim mijlocit de mai detaliat despre aceste mențiuni în codul de conduită, referitor la regimul cadourilor, am identificat o problemă ce se referă la confuzia în privința sumei minime a cadourilor acceptate, fiind indicat doar faptul că se acceptă cadourile până la 1000 de lei, dar ne fiind stipulat încă o mențiune importantă conform cadrului normativ în decursul unui an calendaristic. Respectiv, concluzia și recomandarea este ca aceste coduri de conduită să fie racordate, ajustate și la modificările cadrului legal care au survenit între timp, să fie în unison cu acele norme existente. Angajații respondenți de fapt, cunosc normele ce se referă la regimul cadourilor. 27% din ei au menționat că vor accepta cadou doar în cazul în care valoarea acestea nu depășește 1000 de lei în cadrul unui an calendaristic, iar 71% au spus că vor refuza categoria cadou. O mențiune în rezultatul analizei noastre este că nici pe o pagină web nu am găsit un registru al cadourilor elaborate sau întocmite în cadrul întreprinderilor. În ce privește conflictele de interese, în codurile de conduită
tot ce se referă la conflictul de interese sunt destul de sumar descrise în aceste coduri și fără a fi exemplificate cu anumite exemple practice pentru mai bună înțelegere a angajaților ce reprezintă un conflict de interese. În acest sens am fost puse mai multe întrebări atât managerilor cât și angajaților, iar rezultatele arată că angajații nu sunt instruiți în ce privește conflictul de interese, 75% din angajați nu au participat la nicio instruire de acest fel. La fel, o pătrime din angajații respondenți nu cunosc dacă conflictul de interese trebuie raportate, fie consideră că nu este obligatoriu de raportat. Ca mențiune, în perioada 2018-2020 nu au fost raportate și constatate cazuri de încălcare regimului conflictului de interese, însă respondenții din cei 85 chestionați, 4 au menționat că cunosc astfel de cazuri în cadrul întreprinderilor. Aici, în această diagramă, este prezentat răspunsurile angajaților referitor la cum îi înțeleg care este situația care reprezintă conflict de interese în viziunea lor. Au fost puse 4 întrebări, dintre care doar una corectă. 79% au menționat corect întrebarea, 21% au menționat eronat, au răspuns eronat, însă din cei 79% care corect au răspuns, o bună parte din ei au ales ca opțiune și un răspuns greșit. Aceasta ne arată că angajații întreprinderi încă nu cunosc bine, suficient, ce reprezintă un conflict de interese. În ce privește sancțiunile disciplinare în codul de conduită, am constatat că la fel sunt niște mențiuni generale în cod, nu sunt descrise procedurile de sancționare și cu toate că în întreprindere există regulamentele interne care reglementează toate aceste proceduri de sancționare per general întreprindere, nu totdeauna în acele regulamente se face referire la sancțiuni pentru încălcarea normelor de conduită sau inclusiv încălcarea anumitor prevederi anticorupție. Și am constatat că două întreprinderi au existat încălcări ale normelor de conduită sancționate de către conducere. Angajamentele anticorupție, inclusiv în raport cu partenerii de afaceri în codurile de conduită, după cum am menționat, planul model prevede includerea acestor angajamente anticorupție, însă din analiza noastră observăm că este o mică confuzie sau neclaritate referitor la semnificația acestor angajamente anticorupție. După noi, angajamentele anticorupție se referă mai mult la inserarea inclusiv în clauzele contractuale ale întreprinderilor cu partenerilor de afaceri, a prevederilor anticorupție, inclusiv sancțiuni în cazul de respectare acestor prevederi, precum și angajamente anticorupție ar fi și acele participări sau inițieri a unor inițiative anticorupție la nivel colectiv sau sectorial. Gestionarea informației de serviciu confidențiale, un alt capitol în planul model anticorupție. Aici 45 de întreprinderi au prevăzut ca acțiune elaborarea unui act intern privind gestionarea informației de serviciu, 48% au realizat în practică astfel de prevederi. În ce privește prelucrarea informației cu caracter personal, 48% au prevăzut în planuri în registrul riscurilor, 52% au astfel de reglementări. Vreau să menționez că întreprinderile publice, întreprinderile de stat, municipale, prelucrează informații cu caracter personal, conform legislației sunt obligate să notifice Centrul Național pentru Protecția Datelor cu caracter personal despre prelucrarea acestor date. În registru public sunt incluse doar 3 întreprinderi de stat și 3 municipale din cele 31 analizate care au notificat centrul că prelucrează date cu caracter personal. Dacă am menționat unele recomandări anume pe aceste capitole descrise, aș începe de la faptul că informațiile privind implementarea acțiunilor anticorupție ar trebui să se regăsească pe paginile web ale întreprinderilor, ori acestea la fel
au responsabilitatea de a elabora acele rapoarte pentru a vedea cum se implementează în practică măsurile inițiate de către ei și prevăzute de cadrul legal. La fel, recomandăm întreprinderilor să adopte cele acte interne de integritate și să le implementeze, prevăzute de cadrul normativ. Planurile de integritate nemijlocit pentru întreprinderi municipale trebuie să fie niște planuri distincte. Vreau să menționez aici că o bună parte dintre întreprinderi municipale analizate au menționat că în practica lor implementează prevederile planului local anticorupție al primăriei municipiului Chișinău. A fost un plan în 2017-2018, la moment nu este un plan, este un proces de elaborare, dar întreprinderile municipale ar trebui să dispună de planuri de integritate distincte, deoarece în planul APL Chișinău nu întotdeauna se referă la toate măsurile necesare de implementat pentru întreprinderi sau la anumite aspecte specifice nemijlocit legate de riscurile de corupție în cadrul acestor întreprinderi. Planul model de integritate trebuie să reprezinte o sursă de inspirație pentru întreprinderi. Întreprinderile de stat și municipale au responsabilitatea să elaboreze și să implementeze proceduri de denunțare a legalităților și să fie într-un act distinct, nu să fie doar norme sumare în codul de conduită. La fel, întreprinderile au responsabilitatea de a avea mecanisme de protecție a denunțătorilor, avertizorilor de integritate, ajustate la noile prevederi ale cadrului normativ. În întreprindere este necesar de a fi instituit acea funcție de consilier sub diviziune de integritate, responsabilă de recepționarea, înregistrarea, examinarea cazurilor sau denunțurilor privind ilegalitățile comisiei în întreprindere. Întreprinderile care nu și-au adoptat coduri de conduită au această responsabilitate de a-și adopta codurile de conduită. În ce privește regimul cadourilor, cum am menționat, în coduri trebuie de ajustat la noile prevederi ale cadrului legal, de corectat acele omisiuni care sunt la moment. Referitor la conflictele de interese, necesar de a fi detaliate și exemplificate și nu doar în cod, dar de a avea și acte separate, distincte în acest sens. Și să fie prevederi mai detaliate în ce privește sancțiunile disciplinare pentru încălcarea normelor de conduită. La fel, pentru recomandări aș putea menționa acea familiarizare și instruire a angajaților cu tot ce se referă la aspectele de integritate, cadrul normativ existent, dar și procedurile interne adoptate la nivel de întreprindere. Iar în privința reglementărilor, în privința gestionării informațiilor de serviciu și de acte cu caracter personal, acestea trebuie să dispună de astfel de reglementări și să notifice Centrul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal despre prelucrarea datelor cu caracter personal. Vă mulțumesc pentru atenție. Domnule Părvandă, mulțumim și noi foarte mult pentru această prezentare foarte interesantă și, aș spune eu, chiar cu recomandări foarte utile pentru cei care ar vrea să urmeze pașii aceste recomandări și să-și aducă în conformitate cu legislația națională, toate politicile interne de asigurare a integrității. În continuare, aș vrea să-i ofer cuvântul cu autoarei acestui studiu, Diana Ienache, de la IDIS Viitoro. Diana, aveți cuvântul. Mulțumesc, Natalia. Bună ziua, stimați colegi, domni și doamne, parteneri. În primul rând, țin și eu să vă mulțumesc pentru faptul că ați manifestat interes vis-a-vis de raportul la care noi am lucrat intens în ultimele câteva luni. De aceea, cu permisiunea dumneavoastră, am să vă prezint în continuare alte constatări din raportul respectiv în ceea ce privește procedurile de achiziții, de gestionarea patrimoniului, de implementarea sistemelor de control intern și alte aspecte, inclusiv cu recomandările pe care noi le-am formulat atât pentru întreprinderi, cât și pentru alte instituții de profil, în special fondatorii acestora.
doar o clipă să fac share la prezentare și vă rog să-mi confirmați că o vedeți. Da, se vede. O clipă. E bine, da? Bun, așa cum ziceam, am să mă refer pe rând la aspectele care la fel au fost abordate în cadrul evaluării noastre și în acest sens am să încep cu evaluarea riscurilor de corupție în procesul de achiziții în cadrul celor 31 de întreprinderi de stat și municipale care au fost supuse evaluării. Așadar, principalele constatări se referă la următoarele. Deci, practic, doar o singură întreprindere municipală din cele 10 analizate și 13 din cele 21 de întreprinderi de stat au prevăzut, de fapt, acțiuni de prevenire și diminuare a riscurilor de corupție aferente procesului de achiziție în planul lor de integritate și acțiuni anticorupție. De asemenea, am constatat că atât întreprinderile de stat, cât și întreprinderile municipale din Chișinău evaluate, deci nu aplică reguli unice în procesul de achiziție, dar continuă să se ghideze în mod individual, fie de anumite regulamente proprii, care sunt aprobate în unele cazuri de conducător, în alte cazuri de consiliu de administrație sau chiar de fondator. Totodată, unele întreprinderi aplică deja deci noile prevederi în materie de achiziții aprobate recent anul acesta cu privire la deci aplicarea, desfășurarea procedurilor de achiziții în cadrul întreprinderilor de stat, care au fost aprobate prin hotărârea Guvernului numărul 351 din 10 iunie curent. De asemenea, procesul de achiziții în cadrul întreprinderilor de stat și municipale este caracterizat după noi printr-un grad redus de transparență. Aceasta deși, spre exemplu, Consiliul Municipal Chișinău a obligat întreprinderile municipale din Chișinău printr-o decizie să desfășoare toate achizițiile care depășesc pragul de 80.000 lei prin sistemul electronic MTender, deci este vorba de o decizie din februarie curent. Un alt aspect constatat, iată, exact la capitolul transparență, este faptul că doar 25% sau o pătrime din întreprinderile evaluate, mai exact 4 întreprinderi de stat și 4 întreprinderi municipale, au publicat pe pagina web planurile anuale de achiziții în ultimii 2-4 ani. Deja în funcție de ce informații au fost disponibile pe paginile web analizate a întreprinderilor care dispun, evident, de pagini web. De asemenea, doar 10% din întreprinderi au publicat pe paginile web informații sau rapoarte cu privire la executarea deci contractelor de achiziții. La fel se referă la analiza din ultimii 2-4 ani în funcție de informațiile disponibile. Prin urmare, riscurile de corupție pe care noi le considerăm, deci, care sunt aferente procesului de achiziție și cumva afectează activitatea și eficiența întreprinderilor de stat și municipale, țin de riscul dezinformării operatorilor economici, deci favorizarea unor operatori, executarea necorespunzătoare a obligațiilor de către membrii grupului de lucru, conflictele de interese, coruperea unor membri a grupului de lucru și executarea necalitativă a contractelor. Cu referire la transparență, aici vedeți un grafic care probabil reflectă mai bine ceea ce sau constatarea noastră vis-a-vis de transparență. Deci aici am reflectat informațiile care sunt publicate pe paginile web ale întreprinderilor de stat și municipale care dețin deci astfel de platforme. Și puteți vedea, de exemplu, publicarea informațiilor privind executarea contractelor, planuri, anunțurile de participare, informații privind membrii grupului de lucru pentru achiziții publice și precum și planurile anuale de achiziții.
În ceea ce privește aplicarea controlului intern în achiziții publice, care la fel este un aspect important și de eficiența căruia deci depinde în final eficiența procesului de achiziții, dar și integritatea în cadrul întreprinderilor respective. Deci iată care sunt rezultatele chestionării managerilor întreprinderilor de stat și municipală, acelor 21 care au dat curs invitației de a fi chestionați, respectiv managerii susțin, iată după cum vedeți, cum se aplică controlul intern în procesul de achiziții la cele trei etape de bază ale procesului. Deci la etapa de planificare, vedeți că 23, de exemplu, 0,8% nu aplică controlul intern. La etapa de atribuire a contractelor, chiar aproape jumătate, da, dintre întreprinderile chestionate nu aplică controlul intern și, după cum vedeți, și la etapa de executare a contractelor, da, similar, practic, etapei de planificare. Deci sunt mai puțin, deci se aplică controlul intern nu atât de eficient. În ceea ce privește deci compartimentul sau gestionarea patrimoniului de către întreprinderile de stat și municipale, acesta a fost o altă parte, componentă a raportului și ca urmare a analizei desfășurate, deci constatăm că doar o întreprindere municipală și din cele 10 și jumătate din întreprinderile de stat, mai exact 11 din cele 21 supuse evaluării, au prevăzut, da, în planul de integritate acțiuni pentru prevenirea riscului deturnării activelor și riscului de lapidării patrimoniului sau bunurilor materiale. De asemenea, o altă constatare relevă faptul că o treime din întreprinderile chestionate sau circa 29% au asigurat partea înregistrarea în registrul bunurilor imobile a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile care sunt transmise în gestiunea lor. De asemenea, în cazul la o bună parte din angajații întreprinderilor de stat și municipale, deci circa 42%, susțin că nu le-au fost aduse la cunoștință sub semnătură reglementările sau actele interne ale întreprinderii care vizează asigurarea integrității și gestionarea eficientă a bunurilor întreprinderilor, așa cum este obligatoriu acest lucru. Deci, totodată, aproape jumătate din întreprinderile chestionate, deci în speță 47,6%, nu au adus la cunoștința publicului informații privind transmiterea în locațiune sau arendă comodat după caz a bunurilor întreprinderii. Aici ne referim la informații precum oferte, rezultate sau alte materiale deci aferente acestui proces. Și de asemenea, ca și o constatare mai generală, deci cele 31 întreprinderi evaluate, deci considerăm că nu au întreprins suficiente măsuri în vederea asigurării integrității, dar și a valorificării eficiente a bunurilor întreprinderii, care ar aduce beneficii deci activității acestora. Cu referire la transparență, deci, și ca urmare a constatării precedente, deci am analizat publicarea informațiilor privind transmiterea în arendă, locațiune sau comodată a bunurilor întreprinderii. Și astfel am analizat modalitățile prin care publicul este informat despre aceste procese. Deci informațiile au fost, deci diagrama pe care o vedeți este realizată în baza informațiilor ca urmare a analizei chestionării managerilor întreprinderilor de stat și municipale, da, ca să fie clar cum au fost obținute aceste date. Deci practic, după cum vedeți, îngrijorător este faptul că tocmai 62%, deci nu au aplicat nicio modalitate, da, de informare a publicului. Sau de exemplu, doar 19% au utilizat pagina web în acest sens. Și alte câteva modalități de informare cu un procentaj mai mic, da, cum ar fi anunțul fizic, adică sub formă de un anunț, da, pe fațada imobilului, ca exemplu, publicarea în Monitorul Oficial, susțin unele din întreprinderi,
sau unele, de exemplu, circa, deci 9,4% susțin că nu au avut asemenea contracte în perioada supusă analizei, deci nemijlocit perioada 2018-2020. În ceea ce privește aspectul sau activitatea de înregistrare a bunurilor imobile în registrul bunurilor imobile, la fel constatăm că în timp ce 71% din managerii întreprinderilor de stat și municipale susțin că acest lucru a fost realizat integral, totuși o treime sau ceilalți 29% susțin că înregistrarea bunurilor imobile în registru a fost realizată doar parțial. Și după cum puteți vedea, deci nu avem întreprinderi care nu au făcut acest lucru, dar deloc. Deci menționez încă o dată, sunt rezultatele ca urmare a chestionării managerilor, întreprinderilor de stat și municipale. Ca și o concluzie generală la capitolul gestionarea patrimoniului, menționez că în procesul de gestionare și administrare a patrimoniului constatăm un risc înalt al deturnării activelor și dilapidării bunurilor materiale. Următorul compartiment care a fost analizat ține de sistemele de control și management a riscurilor în cadrul întreprinderilor de stat și municipale. Și respectiv voi enumera câteva constatări sau cele mai principale din raport, care cuprinde deci mai multe constatări în sensul ăsta. Respectiv, o singură întreprindere din cele 10 municipale evaluate, care deține de altfel și plan de integritate, a prevăzut acțiuni pentru a preveni riscuri precum deci deficiențe în implementarea sistemului de control intern, instituirea elementelor tuturor elementelor sau mai bine zis neinstituirea tuturor elementelor controlului de gestiune cu accent pe consolidarea disciplinei financiare sau documentarea riscurilor, inclusiv cele de corupție. Și deja colegul Viorel Părvan s-a referit la faptul că nu toate întreprinderile au documentate riscurile de corupție și dețin în acest sens un registru al riscurilor de corupție. Respectiv, constatăm că dacă este să ne referim deja la întreprinderile de stat, atunci situația este puțin mai bună și constatăm că puțin peste jumătate din întreprinderi, adică 12 din cele 21 întreprinderi de stat, au prevăzut în planul de integritate acțiuni în acest sens, deci în sensul diminuării riscurilor de corupție aferente implementării sistemelor de control intern și management a riscurilor. O altă constatare se referă la faptul că administratorii a jumătate din întreprinderile de stat și două treimi din cele municipale nu au implementat managementul riscurilor, așa cum spuneam, respectiv nu a fost asigurată documentarea riscurilor, inclusiv cele de fraudă și corupție, de altfel prevedere obligatorie în cadrul legal. Cu referire la transparența în procesul decizional, la fel am analizat în principal paginile web a întreprinderilor care dispun, dar și a fondatorilor acestora pentru a vedea în ce măsură acestea se conformează prevederilor cadrului legal care deci stabilesc expres obligatoriu publicarea anumitor rapoarte și informații. Însă, înainte de toate, menționez că tocmai 80,6% din întreprinderile monitorizate au pagini web, deci ar fi vorba de 16 întreprinderi de stat și 9 întreprinderi municipale, ceea ce denotă faptul că 5 întreprinderi de stat și o întreprindere municipală nu dispun deloc, da, de un web, deci doar 7 din aceste pagini web conțin informații actualizate permanent cu privire la activitatea întreprinderilor. Deci parțial sunt actualizate informațiile pe paginile web a alte 10 întreprinderi, iar 8 întreprinderi am constatat că nu își actualizează conținutul paginii web și nu publică informații actualizate, da, cu privire la activitatea întreprinderii, cu privire la activitatea întreprinderii. Totodată, cu referire la
asigurarea accesului la informații, constatăm că deși managerii în cadrul în procesul de chestionare au menționat doar un singur caz de adresare în judecată împotriva refuzului întreprinderii de a oferi acces la informații și este vorba de un caz de o situație din cadrul întreprinderii de stat Poșta Moldovei, care de altfel s-a și finalizat cu obligarea întreprinderii de a oferi informațiile solicitate, deci persoanei care le-a solicitat. Totuși, pe portalul web al instanțelor de judecată au fost identificate mai multe litigi care vizează dreptul de acces la informații și în raport sunt prezentate deci, detaliat aceste cazuri și finalitatea lor. Ceea ce am vrut să reflect în principal aici, deci cum și ziceam, asigurarea publicării informațiilor de către întreprinderi, deci fie pe pagina web a întreprinderilor analizate, fie pe pagina web a fondatorilor, așa cum prevede legislația, principalelor documente de activitate, deci care aferente activității întreprinderilor. Și aici mă refer la statutul întreprinderii, rapoartele anuale, regulamentele interne și rapoartele de audit. Deci, după cum vedeți în aceste diagrame, situația nu este foarte bună, deci constatăm că doar parțial, da, unele întreprinderi publică sau mai bine zis, dacă jumătate practic din întreprindere asigură publicarea statutelor, de exemplu, și rapoartelor anuale, atunci cu referire la rapoartele de audit și regulamentele interne, mult mai puține întreprinderi asigură acest lucru, deși este obligatoriu conform legislației. Iar publicarea informațiilor pe pagina web a fondatorilor, deci aici am menționat trei, având în vedere că întreprinderile evaluate au în calitate de fondatori cele trei autorități, Agenția Proprietății Publice, deci vorba de Consiliul Municipal Chișinău și Agenția Deci Agenția Relații Funciare și Cadastru, da, mulțumesc mult, îmi scăpase. În continuare, un alt aspect, activitate care a fost analizată este evident activitatea economico-financiară, da, care reflectă de altfel în mare parte eficiența, da, unei întreprinderi, indiferent de tipul capitalului acesteia. Și cu referire la aceasta am să enumăr principalele constatări. Deci, conform datelor din Registrul Patrimoniului Public, în anul 2020, sau mai bine zis, situația din 1 ianuarie 2020, așa cum este prezentată în registrele Patrimoniului Public care sunt gestionate de Agenția Proprietății Publice, deci constatăm că valoarea patrimoniului net al celor 10 întreprinderi municipale supuse evaluării a constituit circa 2,23 miliarde lei, sau, dacă e să analizăm evoluția, aceasta ar fi cu 9,6% mai mult comparativ cu anul 2019. Deci, respectiv, situația din 1 ianuarie 2019, atunci când valoarea patrimoniului net constituia circa 2,1 miliarde lei. Deci, pe de altă parte, cu referire la întreprinderile de stat, avem următoarea situație. Deci, patrimoniul net al celor 21 întreprinderi în anul 2020 a constituit circa 13,13 miliarde lei, sau cu, deci, practic similar, da, cu situația din anul 2019, de altfel cu 0,7% mai puțin, da? Deci o reducere practic nesemnificativă.
Aceasta reprezintă o ușoară înrăutățire a situației întreprinderilor supuse evaluării, fapt ce semnalează existența anumitor riscului de lapidare a activelor și de majorare dubioasă a datoriilor totale. Și asta, ca o paranteză, menționez că este analizat mai în detaliu în raport, inclusiv cu prezentarea evoluției altor indicatori ai activității economico-financiare, așa cum este rentabilitatea, așa cum este coeficientul lichidității curente și alții. De altfel, aceasta încă o dată atestă, da, deci riscurile identificate anterior, da, la capitolul gestionarea patrimoniului public sau gestionarea patrimoniului deținut de întreprinderile de stat și municipale. Totodată, o altă constatare, dacă este să ne referim la nivelul optim al coeficientului lichidității curente, atunci, în anul 2019, spre exemplu, doar o întreprindere municipală s-a încadrat, da, în acest nivel optim și în speță este vorba de întreprinderea municipală Regia Autosalubritate. Respectiv, celelalte întreprinderi municipale constatăm că nu dispun de suficiente active curente pentru a-și achita integral datoriile pe termen scurt acumulate. Cu referire la situația întreprinderilor de stat, constatăm că circa jumătate sau 10 din cele 21 întreprinderi au înregistrat creșteri nesemnificative a patrimoniului net, deci a capitalului propriu. Și la fel în cazul întreprinderilor de stat, constatăm că deși nivelul mediu al rentabilității economice s-a îmbunătățit în anul 2019 comparativ cu anul 2018, da, sau dacă în 2018 am avut în mediu 3,7% rentabilitate, atunci în anul 2019 am avut de 6,28%. Totuși, deci cu toate acestea, economic vorbind, acestea se află sub nivelul optim care constituie deci circa 10%. Așa, deci astea ar fi principalele constatări pe componentele analizate. Evident, sunt mult mai multe și în detaliu argumentate și prezentate în raport. Acum însă, ca să nu iau foarte mult din timpul dumneavoastră, așa conform agendei, am să prezint principalele recomandări, da, ca urmare a deficiențelor pe care le-am constatat și a riscurilor de corupție care sunt prezente în diferite domenii. Respectiv, recomandăm ca informațiile privind implementarea acțiunilor anticorupție, care se cuprind în planurile de integritate, dar și alte documente interne, să fie publicate, da, pe paginile web ale întreprinderilor și pe paginile web ale fondatorilor acestora. Evident, întreprinderile care nu dispun de pagini web ar trebui să depună eforturi pentru crearea unor asemenea portaluri. Suntem totuși în secolul 21 deja. Credem noi că se găsesc resurse pentru ca fiecare întreprindere să dispună de o pagină web sau cel puțin, dacă nu se reușește, atunci pot utiliza un compartiment, o rubrică pe pagina fondatorului, da? Pentru a publica rapoartele, statutele, regulamentele și alte informații necesare. Totodată recomandăm modificarea legii privind accesul la informații în vederea includerii întreprinderilor de stat și municipale în calitate de furnizori de informații, care ar avea de altfel obligația de a să răspundă la cererile solicitanților și să furnizeze informațiile cu caracter public. Acest lucru actualmente nu se realizează și atunci când și respectiv întreprinderile, deci nu sunt obligați să răspundă acestor solicitări. Este o deficiență la nivel de cadru normativ. O altă recomandare vizează aplicarea în procedurile de achiziție a regulamentului recent aprobat în anul curent privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat, care, ziceam, anterior a fost aprobat pe 10 iunie 2020. Menționez că acest regulament este obligatoriu
trimiterile de stat fiind o hotărâre de guvern, însă nu este obligatoriu evident pentru întreprinderile municipale care nu pot fi obligate printr-o hotărâre de guvern în acest sens, juridic vorbind, însă recomandarea noastră pentru, de exemplu, dacă vorbim de municipiul Chișinău, ar fi ca, sau care ar fi soluția, este ca Consiliul Municipal Chișinău să aprobe acest regulament sau unul similar preluat, poate simplificat, deci în Consiliu, da, printr-o decizie a Consiliului. Și astfel va deveni obligatoriu pentru întreprinderile municipale. De altfel, la fel pot proceda și alte autorități locale. De asemenea, o altă recomandare se referă la asigurarea controlului intern la fiecare etapă a procesului de achiziție, având în vedere că acestea comportă riscuri semnificative de corupție, prin raportarea către Consiliul de Administrație a informației privind planificarea, atribuirea și executarea tuturor contractelor de achiziție, inclusiv cele de valoare mică. La fel, este necesară publicarea pe paginile web ale întreprinderilor a planurilor anuale de achiziții, împreună cu toate modificările care au survenit pe parcursul anului, precum și informații, rapoarte sau cel puțin informații privind executarea acestor contracte, care ar cuprinde obligatoriu agenții economici care au fost contractați, valoarea contractului, etapa de implementare la care se află, suma valorificată la o anumită etapă din contract și eventuale neconformități admise sau sancțiuni aplicate după caz. De asemenea, se recomandă implementarea unei politici la nivelul întreprinderilor de stat și municipal care ar permite reprezentanților societății civile să se implice în procesul de achiziție, similar mecanismului care există în sistemul achizițiilor publice, și astfel un reprezentant al societății civile ar putea fi desemnat, ar avea dreptul să fie implicat în grupul de lucru și să monitorizeze, să aibă acces la acest proces. De asemenea, este necesară implementarea unui sistem eficient de control intern, și aici deci în cadrul întreprinderilor de stat și municipale, aici o paranteză, noi avem o legislație foarte bună în acest sens la nivel, deci la nivel național. Asta deci ar asigura integritatea activelor și eficiența în activitatea economico-financiară și informații financiare și, deci, și informații financiare și contabile credibile. Totodată, în scopul utilizării cât mai eficiente a bunurilor, întreprinderile de stat și municipale și asigurarea la fel a integrității patrimoniului, este necesară elaborarea sau îmbunătățirea regulamentelor interne existente privind gestionarea patrimoniului și aducerea la cunoștință a tuturor angajaților sub semnătură. De asemenea, este necesară asigurarea de către management, deci administratorul Consiliului de Administrație, a procesului de inventariere integrală a activelor, a terenurilor transmise în gestiunea întreprinderii, în paralel, desigur, cu contabilizarea conformă a valorii patrimoniului real deținut la balanța întreprinderii. Și nu în cele din urmă, dar nu în ultimul rând, instituirea și aplicarea sancțiunilor disciplinare managerilor întreprinderilor de stat și municipale pentru gestionarea neconformă și ineficientă a patrimoniului municipal sau a patrimoniului de stat, pentru evident responsabilizarea acestora și reducerea riscurilor aferente gestionării patrimoniului. Eu vă mulțumesc mult și îmi cer scuze că am luat puțin mai mult din timpul acordat. Diana? Și desigur suntem deschiși pentru întrebări și clarificări după caz. Diana, vă mulțumim tare mult pentru această prezentare complexă și detaliată. La fel îi mulțumim și lui Viorel Pârvan. Da, alături de noi au fost în această ședință virtuală, dacă o putem numi așa, o serie de experți anticorupție și reprezentanți ai unor instituții de stat. Eu aș vrea în continuare, dacă cineva dintre ei vrea să ia cuvântul să comenteze sau să adreseze întrebări experților noștri, vă rugăm frumos. Bună ziua, dacă îmi permiteți să intervin. Da, vă rog, domnule Sâjul. Da, vă rog. Olga Sâjul, șef direcție evaluare instituțională din cadrul Centrului Național Anticorupție. Eu, în primul rând, vreau să mulțumesc experților pentru raportul care a fost elaborat și recomandările oferite. Deși au fost constatate o serie de deficiențe, totuși consider salutabil faptul că avem cel puțin 31 entități publice de drept privat care au pus în aplicare, deși parțial, măsurile anticorupție care sunt
reglementate prin legea integrității. Mesajul meu și rugămintea către fondatorii întreprinderilor. Luați act de faptul că avem o serie de alte întreprinderi care sunt restanțieri la acest capitol. Al doilea aspect, deși sunteți în proces de reorganizare a unor întreprinderi de stat în instituții publice, rog să țineți cont de faptul că aceste entități nu sunt scutite de obligativitatea implementării măsurilor anticorupție stipulate în legea integrității. Noi avem plasate pe pagina oficială a Centrului Național Anticorupție la modulul evaluarea integrității instituționale o serie de materiale, suport metodologic entităților publice de drept privat în vederea punerii în aplicare a măsurilor anticorupție. Suntem disponibili și deschiși pentru acordarea la necesitate și la solicitarea suportului consultativ și metodologic. Vă rog mult, adresați-vă atât. Mersi mult experților încă o dată pentru suportul acordat în monitorizarea și identificarea problemelor care încă le înregistrăm la capitolul implementării politicilor anticorupție de către entitățile publice de drept privat. Mersi. Vă mulțumim frumos, doamna Țeju. Dacă mai avem comentarii, sugestii către autorii raportului sau către cei cărora li se adresează acest raport. Dacă îmi permiteți, Iana Spinei, Transparency International. Rugăm, doamna Spinei. Să felicit colegii noștri cu această activitate, cu acest raport, de fapt, important ca și constatări și în mare parte în recomandări. Într-adevăr, întreprinderile statului, dacă e să ne referim și la întreprinderi de stat, dar și municipale, dar și societăți de acțiune cu participarea statului, este foarte important ca entitățile în cauză să aplice instrumente anticorupție. Și înțeleg că planul model care a fost elaborat de CNA este un document care poartă titlul de recomandare și presupune că acele măsuri să fie ajustate la specificul activității întreprinderilor de stat. Sunt complet de acord cu colegii că normele de conduită trebuie să se regăsească în entitățile publice, nu doar sub formă de un cod adoptat, dar și implementat. Este foarte important ca într-o entitate economică de stat să fie declarate conflictele de interese și să fie soluționate. Dar trebuie să ne dăm seama că în cadrul entităților publice de obicei nu sunt foarte mulți angajați. Dacă să ne uităm la informațiile din Registrul Patrimoniului Public, atât pe întreprinderi de stat, cât și pe societăți, pe acțiuni, vedem întreprinderi cu un număr destul de redus de persoane și ne dăm foarte bine seama că sub incidența legii privind integritatea, dar și cu privire la declararea relelor și intereselor personale, cad foarte puțin subiecte ai declarării și, în primul rând, e vorba de administratorii și adjuncții acestora. Și bineînțeles că cu administratori și cu adjuncți trebuie să se lucreze foarte mult, astfel încât aceștia să cunoască prevederile cadrului legal. Întrucât noi, la ziua de azi, vedem că, spre regret, aceștia nu cunosc ceea ce e un conflict de interese. Unii dintre aceștia nu declară așa cum trebuie averile și interesele personale, deci pe acest palier trebuie să se lucreze foarte mult. Dar atunci când vorbim de instrumente anticorupție, trebuie să ne dăm seama că trebuie să existe un echilibru între acea manoperă de apare și de implementare a acestor instrumente și efectul care poate fi obținut. Dacă vor fi foarte multe instrumente și vom fi foarte pisălugi în aplicarea acestora, riscăm să rămânem cu o aprobare și aplicare formală a acestor instrumente. Sunt de acord cu antevorbitorii despre necesitatea gestionării, administrării foarte atente și corecte a patrimoniului public și a mijloacelor financiare. Și aici, Diana, într-adevăr, trebuie să vorbim despre obligativitatea aplicării acelei hotărâri de guvern care se referă la
achizițiile publice care trebuie să fie efectuate în cadrul instituțiilor statului și deci să promovăm ideea ca reprezentanții societății civile să fie în aceste grupuri de lucru. În ceea ce privește sancționarea disciplinară, eu aș fi aici mai, cum să vă spun, mai severă, având în vedere acele hoturiri ale curții de conturi, dar și rezultatele controalelor efectuate de către inspecția financiară. Aici am trebuit să fim mai riguroși și atunci când administratorii nu utilizează sau nu administrează corect patrimoniul, cred că nu ar trebui să ne rezumăm la sancțiuni disciplinare. În rest, atunci când vorbim de instruire, activitățile de instruire trebuie să fie continuate, atât la nivel de conducere, cât și eventual la nivel de alt agenți publici în cadrul acestor întreprinderi de stat și municipale și de ce nu să se atragă în acest proces Autoritatea Națională de Integritate, care are capacități și posibilități de a petrece asemenea evenimente online. Am vrut să spun că în ultimul timp eforturile noastre sinergetice, am în vedere ale societății civile, sunt benefice. Vreau să spun că și Transparency International acum este la etapă de colectare și comasare a informațiilor referitoare la transparența activității întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni. Vom pune accent și pe activitatea Consiliului de Administrare. Eu sper că recomandările colegilor noștri vor fi luate în considerație și vor fi aplicate atât de fondatori cât și de factorii de decizie a întreprinderilor despre care au pomenit dinșii. Vă mulțumesc! Noi vă mulțumim, doamna Spenie, pentru acest comentariu. Dacă mai sunt doritori de a lua cuvântul, domnul Budeanschi, vă rog. Domnul Dumitru. Bună ziua. Mulțumesc autorilor pentru acest raport, de asemenea finanțatorilor care au făcut să fie posibil efectuarea acesteia. Eu am câteva întrebări și câteva opinii, să spunem așa, care sunt pentru discuții. Întrebarea numărul 1 se referă cum domnul Pârvan ar explica diferența mare totuși între numărul de planuri de integritate și registre de prevenire corupției. De ce există această discrepanță între acest număr? Fiindcă, din punctul meu de vedere, sunt documente separate, dar totuși ele sunt conectate pe un șir de activități și acțiuni. Și atunci, din punctul meu de vedere, eu nu găsesc o explicație de ce există această discrepanță. Deci asta ar fi o întrebare. A doua întrebare este de asemenea dacă puteți să-mi dați careva detalii care a fost impedimentul înregistrării patrimoniului complet sau integral, cum ați numit dumneavoastră, dar doar parțial. Ce a împiedicat sau care a fost, dacă cunoașteți, dacă a fost asta cumva. Deci acestea sunt două întrebări de clarificare sau de explicare. De asemenea, am o opinie care puțin se discută la noi, legate de achizițiile publice în întreprinderile de stat. Noi venim peste întreprinderile de stat în aceeași manieră cum sunt autoritățile publice. Din punctul meu de vedere, aceasta este o eroare. Noi încercăm să facem o mulțime de activități din cauza că există corupție la achizițiile publice în întreprinderile de stat, dar intrăm nu, să spunem, chiar pe ușa ceea care ar trebui să punem cel mai mare acces. Accent. Deci, atunci când punem accentul pe transparență în achizițiile publice, noi, de fapt, urmărim două obiective. Și e foarte important pe care din ele punem primul accent sau accentul. Primul obiectiv este, desigur, asigurarea competiției. Nu poți să ai o competiție bună, să ai o procurare eficientă, dacă aceasta nu asigură o competiție. Mecanismul prin care poți asigura această competiție este procurarea publică, mecanismele procurărilor publice. Acesta este mecanismul necesar întreprinderii pentru a fi eficientă,
Acesta este și mecanismul necesar pentru a asigura un oarecare control asupra procesului de procurare, astfel încât managementul întreprinderii să fie acoperit de acei care guvernează entitatea din punct de vedere legal asupra la ceea ce a făcut el, dacă a fost corect sau nu, fiindcă să nu apară probleme de interpretare și așa mai, abuz chiar și așa mai departe. De altă parte, atunci când noi punem accentul pe transparență, noi încercăm să sporim controlul public asupra achizițiilor, care este mai mult o chestiune ce ține de antifraudă, chestiuni ce țin de, astfel de acțiuni de corupție și așa mai departe. Deci este o activitate mai mult de control doar. Atunci când este vorba de o entitate publică, lucrurile sunt clare. Ambele accente, ambele obiective au practic aceeași importanță, ele se completează unele pe altele și riscuri mari de la controlul public sau un control public exagerat nu există. Însă în întreprinderile de stat și în întreprinderile municipale, această chestiune, eu cred că trebuie dozată, pentru că întreprinderile lucrează pe alt principii. Totuși acolo există o mulțime de chestiuni care informația, dacă e public azi sau mâine, contează în bani. Contează în aceea cum competiția va avea loc. Mai mult decât chiar poate afecta competiția. De aia eu nu aș fi foarte atent atunci când încerc să preiau mecanismele de control în achizițiile publice din autoritățile publice și să le transpun pe întreprinderile publice. Și aici, iarăși, atunci când vorbesc de întreprinderile publice, e bine să avem două categorii de întreprinderi publice. Întreprinderile publice care prestează servicii publice și ele intră în un șir de reglementări a instituțiilor de reglementare independente și întreprinderile publice care nu prestează astfel de servicii, dar sunt mai curând întreprinderi care în totalmente sunt o parte din sectorul comercial, adică ei fac parte din sectorul privat, lucrează totalmente după regulile private a sectorului privat, doar că patronul este statul. Iată, Renault, de exemplu, în Franța, ca toată lumea să înțeleagă care este diferența. Deci, și întreprinderea, de exemplu, aceeași apă canalizare, da? E total diferite două întreprinderi, lucrează altfel. De aia și acest lucru este nevoie de atras acest lucru la atunci când încercăm să vorbim despre achizițiile publice în întreprindere. De asemenea, aceasta a fost o observație de discuții, de reflexii și o rugăminte sau o propunere dacă considerați că ar fi bine de introdus în recomandări o recomandare privind inițierea în funcție. Adică nu poate un director de întreprindere municipală sau întreprindere de stat să preia funcțiile de director dacă nu a trecut anumite cursuri obligatorii în perioada de 3 luni de zile, de exemplu, sau 2 luni de zile, care să stipuleze anumit cerc de obligații care acești directori o să le aibă, inclusiv și, iată ce ține de măsurile de anticorupție, control intern, integritate și așa mai departe. Eu aș considera că o practică de tipul ăsta la întreprinderile de stat, însă și la autoritățile publice, pentru autoritățile publice, pur și simplu, am mai spus de câteva ori și am scris și undeva, dar nu știu dacă cineva asta a luat în calcul. De fapt, nici n-am înțeles dacă propunerea e proastă sau nu s-a luat în calcul. Deci, iată, aceasta este ca propunere, puteți să analizați și să vedeți dacă merită astfel de recomandare formulată în raport sau nu. Și ca o remarcă finală, este bine să punem accentul foarte mare pe responsabilitatea managerului. Aceasta este, cu păreri de rău, încadrată în niște responsabilități generale de tipul, iată,
chestiuni administrative, disciplinare, cod penal și așa mai departe, dar iată, anume responsabilitatea pe linia de guvernanță, responsabilitatea față de fondator, cu alte cuvinte, da? Sau de instituțiile de guvernare a întreprinderilor, ele la noi sunt foarte slabe, fiindcă contractele, atunci când semnează un manager contractul cu instituția fondator sau cu instituția de guvernare, sunt în foarte mari cazuri unele formale și nu țin de fapt de ceea ce ar trebui să facă managerul respectiv. Mulțumesc, îmi cer scuze dacă am luat mai mult. Domnule Dumitru Budeanschi, și noi vă mulțumim. Îi oferim în continuare cuvântul lui domnul Viorel Părvan pentru a răspunde la întrebările adresate de dumneavoastră. Da. Cred că eu aș porni de la prevederea cadrului legal. Avem planul de acțiune al Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție, în care prevede adoptarea planului de integritate și sau a registrelor riscurilor. Adică întreprinderile au această opțiune și sau, da, a registrelor riscurilor. Cred că este un factor. Al doilea factor este că avem deja un plan model de integritate elaborat de CNA și întreprinderile este mai ușor, mai facil de a elabora un document de integritate, având deja practic totul pus pe tavă. Chiar din analiza noastră am identificat că puțini întreprinderi au completat acest plan de integritate, dar mai mult le-au preluat mot-a-mot și l-au aprobat în întreprinderi. Este mult mai dificil de a elabora un registru al riscurilor. Este o analiză, să identifici riscul, să stabilești circumstanțele care favorizează apariția riscurilor, ce reacții trebuie să iai, acțiunile care trebuie să le implementezi. Și din discuțiile care le-am avut în cadrul interviurilor și focus grupurilor, am constatat și chiar ni s-a recunoscut de către autorități că chiar și cei fondatori, chiar și din întreprinderi, că nu au cunoștințele încă necesare ce instrumentar în integritate trebuie să elaborezi în cadrul întreprinderii. Este și o lipsă de cunoștință, este și uneori și o confuzie ce anume trebuie să implementeze în întreprindere. Probabil și de aici reiese că o întreprindere merge pe o cale, altă întreprindere merge pe altă cale. Viorel, să continui sau da, eu, dacă îmi permiteți, domnul Budeanschi, mulțumim pentru întrebări, dar și mai ales pentru precizările referitoare la achiziții și patrimoniu. Cu referire la, deci la achiziții, sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește aplicarea cadrului legal din achizițiile publice, care este unul extrem de complex totuși și cumva este totuși caracteristic entităților publice. El practic în mare parte e preluat din sau corespunde directivelor europene și într-adevăr este pentru sectorul public. Iar când vorbim de întreprinderi de stat și municipale, totuși este un alt mecanism de lucru și întreprinderile respective sunt și prestatori de servicii în unele cazuri. Noi, tocmai din acest considerent, nu ne-am referit doar la... Bine, ne-am referit în general la achizițiile pe care le fac întreprinderile, pentru că acestea pot fi și publice, în sensul că sunt ca urmare a unei alocări din bugetul municipal, spre exemplu, așa cum au loc unele achiziții desfășurate de, nu știu, de regia transport electric sau de autosalubritate, etc. Deci sunt ca urmare a unei decizii de alocare a fondurilor de către Consiliul Municipal Chișinău și similar în cazul întreprinderilor de stat, iar alte achiziții au loc nemijlocit din sursele întreprinderilor, care evident funcționează după alte principii și uneori sunt necesari evident alte termeni, alte rigori. Aici sunt de acord, nu cred că este cazul să cumva să interferăm, da, cumva în activitatea acestor întreprinderi prin obligativitatea sau prin introducerea unor mecanisme foarte complexe din achizițiile publice, care evident durează mai mult, dar recomandarea noastră sau
Ceea ce noi am pus accent, așa cum ați menționat și dumneavoastră, este în primul rând asigurarea transparenței, care din punctul nostru de vedere, deci în cadrul întreprinderilor de stat și municipală, e o transparență redusă la capitolul achiziții. Și aici, evident, vorbim de controlul public, ori până la urmă cetățeanul are dreptul, da, să monitorizeze acest proces. Și mai mult ca atât, acum parțial problema pe care noi o discutăm este rezolvată, și anume prin adoptarea acelui regulament, care adoptarea regulamentului recent în iunie cu privire la achiziționarea, la achizițiile în cadrul întreprinderii de stat, care de altfel a fost prevăzut încă în legea, sau este prevăzut în legea cu privire la întreprinderea de stat și municipală, și abia acum a fost aprobat. Deci asta parțial rezolvă problema, pentru că acest regulament, din punctul meu de vedere, este cuprinde un mecanism cu mult mai simplificat comparativ cu procedurile de achiziții publice. Și totodată asigur, cel mai important după mine, sau la fel de important, asigură o procedură uniformă, ceea ce noi nu am avut până la aprobarea acestui regulament. Și cumva fiecare întreprindere își seta și își aplica propriile reguli, da? Propriile rigori, și prin aceasta evident și nu era asigurată nu putea fi asigurată acea monitorizare, cel puțin la principalele etape, da, ale achizițiilor. De aceea noi aici mizăm foarte mult pe faptul că vom monitoriza ulterior cum va fi implementat sau cum va fi aplicat acest regulament de către întreprinderi de stat, și deja vom vedea situația cu întreprinderile municipale, cel puțin știm de la, sau așa susțin reprezentanții primăriei Chișinău și Consiliul Municipal, că vor aproba, da, la nivel de Consiliu, Consiliul Municipal, printr-o decizie, anume aplicarea acestui regulament, da, care este cu titlul de recomandare. Cu referire la înregistrarea, deci bunurilor în registrul bunurilor imobile, motivele ar fi mai multe, inclusiv cele care au fost menționate de către managerii care au fost inclusiv unele carențe în cadrul normativ, și procedura care este stabilită de cadrul legal cumva nu este foarte, foarte clară, dar sunt unele carențe, de aceea procesul de înregistrare cumva se oprește la anumite etape și durează. Totuși, în cadrul iarăși chestionării managerilor, ei spun că procesele sunt pornite, deci pur și simplu nu sunt finalizate, tocmai din procedurilor care există și carențelor care le identifică, interferează cumva cu procedura de înregistrare a bunurilor imobile și nu permit în final, deci, să fie dus până la capăt. Deci bunuri cu anumite probleme deja pe partea patrimonială. Oricum, ceea ce vroiam să subliniez încă o dată este că sunt procese pornite, însă nu sunt finalizate. Probabil asta n-am menționat. Și, nu știu, am mai... Diana, mulțumesc. V-am auzit, cer scuze. Vă auzeam la un moment dat cu întreruperi, nu știu, era probabil o pană de internet. Vă mulțumim tare mult pentru aceste concretizări. Noi suntem pe final de discuție, dar înainte să încheiem, aș vrea să întreb dacă mai sunt comentarii, recomandări din partea celor care ne-au ascultat, celor care au fost alături de noi la acest eveniment. Dacă nu, doamna Chiroglă, da, vă rugăm frumos. Prezentarea de astăzi a raportului ne-a arătat încă o dată în plus că sectorul activității întreprinderilor de stat și întreprinderilor municipale rămâne în continuare unul vulnerabil corupției, și vreau să le mulțumesc pe această cale experților care au înaintat mai multe recomandări care sunt
sunt de fapt foarte utile și doar urmează a fi implementate în activitatea de zi cu zi a acestor întreprinderi. Mai mult decât atât, aceste recomandări, cât și planul de integritate model, le vine în ajutor, astfel încât să consolideze integritatea instituțională, iar fondatorilor nu le rămâne decât să monitorizeze implementarea acestor instrumente care, de fapt, ar fi planul și recomandările experților. Vreau să mulțumesc de asemenea proiectului PNUD Moldova, și anume lupta cu corupția prin consolidarea integrității durabile, pentru că a făcut posibil să avem o continuitate la ceea ce a făcut CNA în 2017 și să avem mai multe posibilități de a ajuta întreprinderile de stat și întreprinderile municipale. Sperăm că pe viitor, de fapt, activitatea acestora nu va fi una tratată de experți ca fiind vulnerabilă corupției. Mulțumesc. Doamna Chirioglu, și noi vă mulțumim pentru acest comentariu. Noi am ajuns la finalul discuției de astăzi. Vreau să vă reamintesc că acest studiu complex a fost elaborat în cadrul proiectului Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova, implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe. Și studiul a fost elaborat de către experții de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale IDES Viitorul. Vă mulțumesc! Puteți vedea studiul integral pe pagina UNDP Moldova. O zi bună tuturor! Natalia, dacă îmi permiți, mi-a scăpat să menționez, aș vrea foarte mult să mulțumesc fondatorilor și întreprinderilor care, de stat și municipale care au fost abordate în acest parcursul acestor luni și care chiar pozitiv apreciem faptul că au dat dovadă de deschidere și ne-au transmis, ne-au furnizat tot felul de informații, ne-au răspuns la tot felul de clarificări, au fost de acord să discute cu noi și aici menționez Primăria Chișinău, Consiliul Municipal și un șir de întreprinderi pe care de altfel o să le vedeți deja și în, și în raport. Deci chiar apreciem foarte mult și este pozitiv faptul că totuși sunt deschise spre discuții și probabil sperăm și spre îmbunătățirea situației. Diana, mulțumim pentru această remarcă. Acum chiar am încheiat discuția noastră. Vă doresc o zi bună și vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit și ați fost alături de noi.